Cum aș putea să devin un om mai bun într-o societate care pare că a uitat ce înseamnă bunătatea și credincioșia? În fond, ce ar trebui să fac pentru a fi sigur că în mine se lășluiește măreția lui Dumnezeu? Sunt poate întrebările care ar trebui să fie pe masa de lucru a fiecăruia dintre noi. Pentru că fiecare credincios autentic, care țintește mereu spre perfecționarea acestei vieți, în acord cu credința practică dictată de Dumnezeu, ar trebui să se analizeze în lumina acestei mentalități. E bine, este scris, scoate zgora din argint și argintarul va face din el un vas ales. Am încheiat citatul cules din Cartea Proverbelor, capitolul 25. Biblia ne întâmpină astăzi așadar cu unul dintre cele mai tulburătoare adevăruri despre creștinismul postmodern un sistem plin de corupție, falsitate și amăgire de sine, dar din care, din păcate, facem cu toții parte în aceste ultime zile ale istoriei. Da, Dumnezeu știe că suntem plini de zgurăși de impurități, știe că ar putea oricând să-și facă alții mai buni decât noi, mai puri și mai adevărați, dar în dragostea sa nemăsurată de Creator, El ne oferă soluții de salvare și de găsirea drumului spre casă. O face pentru fiecare dintre noi cu răbdare și pasiune, chiar dacă știe că cei mai mulți se vor rătăci și nu vor ajunge în slava sa. E bine, procesul de purificare a metalelor prețioase, să știți că ne amintește de cea mai eficientă metodă de selectare a adevăratei materii prime, și anume prin topirea materialului, prin fierberea acestuia până când zgura și impuritățile se ridică la suprafață, poți rămâne cu un metal dens și curat, care a respins chiar el praful și mizeria. Dacă vrei să fii și tu un metal de preț în mâna acelui care are puterea să facă din tine și din mine un vas ales, alege astăzi să te supui procesului de eliminare a tuturor impurităților care ți-au furat strălucirea. Alege să pornești pe drumul care te va purifica și te va pune la loc de cinste în visteria de preț a Creatorului tău. Căci doar așa vei găsi Sfințenia și doar în acest fel vei moșteni viața veșnică. Nu va fi ușor. Mai degrabă, un proces plin de obstacole și de durere, dar să știi că la final, supunându-ne lui Dumnezeu, vom străluci precum aurul pur, a cărui valoare nu este niciodată pusă la îndoială. Altfel, vom rămâne doar talente irosite, doar unelte fără preț și fără valoare, doar vase sparte și nefolositoare, pe care la final, Dumnezeirea, că vrem sau nu, că acceptăm sau nu, că ne place sau nu, le va arunca în ghenă. Noi să nu fim așa, ci să ne dăm silința să fim dintre cei mai buni. Fiți binecuvântați!